Salut și bine ai venit pe canal! Eu sunt Florin și acesta este review-ul meu pentru căștile de gaming Asus ROG Fusion 2 500. Asus a prezentat în ianuarie mai multe laptopuri și periferice de gaming la CES 2022, iar printre ele se numărau și aceste căști Fusion 2500 Acestea sunt căști de gaming ce se pot conecta la o sumedenie de dispozitive cu ajutorul unui cablu USB sau cu un cablu cu mufă de 3.5 mm, dar nu și wireless sau prin Bluetooth. Înainte să trecem la sunet și funcționalitate, o să vorbesc puțin despre design. Căștile Fusion 2500 sunt mari, de la mărimea cupelor până la grosimea pernuțelor. Sunt destul de bulky și le văd mai potrivite pentru gamingul acasă la PC sau consolă decât pe telefon on the go, deși este perfect posibil și asta. Acestea sunt făcute din plastic, însă este unul fin și plăcut la atingere. Avem semnele ROG pe ambele cupe și pe banda ușor capitonată cu burete. Aceasta se extinde, însă nu foarte mult, dar cred că este suficient pentru majoritatea. Pernuțele sunt voluminoase și cred că au aproape 3 cm grosime. Sunt moi, iar materialul pare de calitate. Aceste pernuțe ergonomice pentru urechi sunt din imitație de piele, iar în cutie sunt incluse și o altă pereche realizată din material textil. Căștile au iluminare multicoloră RGB pe fiecare cupă, însă păcat că le porți pe cap și tu nu o să le vezi niciodată. Dar poate te văd ceilalți când faci streaming. A, dar stai că banda LED este pe spatele cupei, deci nici așa nu o să fie vizibil. Sunt acolo să fie, iar dacă nu dorești, poți să folosești cablu cu mufă de 3,5 mm și astfel nu mai ai luminițe RGB. Controlul pe cască este bine definit și avem multe butoane. Pe stânga avem unul pentru trecerea microfonului pe mute, rotița de volum ce merge și apăsată, iar astfel se activează sunetul Surround 7.1, portul USB-C, mufa de căști de 3,5 mm, un indicator LED pentru sunet surround și două microfoane. Pe cupa dreaptă avem butonul pentru a comuta din modul PC în modul consolă și o rotiță pentru a regla cantitatea de sunet venită din joc versus cea din chat. Dacă vrei să-i mai bine pe coechipieri, dai mai mult volumul chatului. Dacă nu, faci invers. Pentru că bureții pot schimba, asta înseamnă că se și mișcă destul de ușor, ceea ce poate fi deranjant atunci când îți reașezi căștile pe urechi. Cele din imitație de piele sunt foarte confortabile, însă urechile ți se încing destul de repede. Și pentru o experiență de gaming mai răcoroasă, le recomand pe cele din material textil. Personal îmi place locul acestor căști sunt confortabile de purtat pentru sesiuni lungi de gaming. Cablurile sunt robuste și suficient de lungi pentru a nu te încurca când te joci. Totuși mi-aș fi dorit o construcție mai de calitate. Poate includerea a mai multor elemente de metal, aluminiu, având în vedere prețul. Căștile de gaming Rogue Fusion 2 500 sunt dotate cu un quad DAC de înaltă rezoluție numit SS9820, care ar trebui să asigure un sunet de calitate pe toate frecvențele. Dacul este componenta care transformă sunetul digital în analog și acesta este transmis la difuzor care produce sunetele. Astfel, ASUS spune că Fusion 2500 au fost create cu jocurile de tip RPG și FPS în minte și reușește să aducă un raport semnal zgomot de 130 de decibeli, ceea ce înseamnă un sunet spațial mai detaliat, ce ar trebui să te ajute să detectezi mai bine proveniența sunetelor în joc. Căștile au difuzoare de 50 de mm și oferă un bas generos. De asemenea, pot simula un sunet surround 7.1. Sunetul virtual este un destul de bun și te-ar putea ajuta atunci când te joci FPS-uri, pentru că îți poate indica aproximativ locul de unde au venit împușcăturile sau pași. Sunetul virtual poate fi util și pentru casual gaming, deoarece îți crește imersiunea în lumea jocului a rămas surprins plăcut de aceste căști, deoarece cele de gaming nu oferă un sunet foarte bun pentru muzică sau filme în general. Însă Fusion 2500 se descurcă bine în toate scenariile, cu anumite amendamente. Însă despre asta o să intru în detalii când vorbim despre software. Pentru că sunt căști de gaming, Asus nu a uitat nici de microfoane, care sunt atât de necesare pentru a asigura o comunicare clară. Astfel, căștile sunt dotate cu microfoane AI Beamforming și cu tehnologie AI Noise Cancellation. Prin care se reduce zgomotul de fundal cu ajutorul inteligenței artificiale. Cam așa sună microfonul căștilor Asus Fusion 2500, ceea ce auziți acum este realizat pe profilul flat, fără nicio funcție activată de Noise Gate, Perfect Voice sau de Noise Cancellation. Deci cam acesta este sunetul la care se aștept ce este captat de microfoanele încorporate în cele două cupe. Și cam așa sună microfonul căștilor după ce umbli puțin prin setări și am setat noise gate-ul la 50%, perfect voice tot pe la 50-60% și e AI noise cancelling la setarea din mijloc. Per total, ați putea spune că Rogue Fusion 2500 au microfoane decente, fără să -i impresioneze într-un anumit fel. La nivel de software, căștile vin cu o sumă de, de opțiuni în Armoury Crate. De aici poți modifica iluminarea RGB, poți personaliza sonetul pe placul tău. În primul rând, aici sunt incluse mai multe profile audio pentru diferite genuri de joc, dar și pentru muzică sau filme, dar și unul pentru comunicare. Acest profil crește claritatea vocilor și scade basul. În majoritatea profilelor audio se activează și funcția de sunet surround virtual, însă o poți dezactiva dacă dorești. De exemplu, mie nu-mi place cum sună muzica cu această opțiune activată. Dacă niciun profil de sunet nu-ți place, atunci poți să faci tu unul începând de la unul flat. Alegi cât bas vrei, dacă vrei sunet virtual sau nu și ce frecvențe să fie prioritizate. Chiar poți selecta și în ce ureche să fie volumul mai ridicat. Revenind la sunet, căștile sună cel mai bine pe profilul flat, în opinia mea, cu mici ajustări. Celelalte profile parcă bagă prea mult bas sau cresc claritatea vocii în mod artificial. De asemenea și cel de gaming sună bine și am fost mulțumit de el și mă foloseam de rotiță pentru a activa și dezactiva sunetul surround. Am jucat mai multe ore de Dying Light 2 cu ele pe urechi și pot spune că sunetul m-a atras în lumea aceea, iar asta în parte datorită sistemului surround virtual și la fiecare scârțit sau sunet nenatural trebuie să ream. La un moment dat pot să spun că mi-am dat o cască ușor după ureche ca să aud și sunetele din realitate să mă convin că nu sunt într-o lume plină de zombies. La final aș spune că Rogue Fusion 2 500 au un sunet bun, sunt confortabile, sunt frumușele și merg foarte bine la PC, consolă sau telefon. Însă la acest preț mi-aș fi dorit un microfon mai bun, o construcție mai de calitate și posibilitatea de a le conecta wireless. Căștile Fusion 2500 încă nu sunt disponibile în magazine din România, însă în state au un preț de 180 de dolari, deci la noi ar trebui să se vândă cu 800-900 de lei. Mulțumesc că ai urmărit acest review și aș aprecia dacă ai lăsat un like și dacă te-ai abonat pe canal. Pe data viitoare!